Da, dragi prieteni, statul de drept în fața dumneavoastră. Vedem cum anumite instituții stau strâmp, anumiți policieni fac un lobby pentru a ne prezenta lucrurile cât se poate de clar și transparent vis-a-vis de modul cum funcționează aceste instituții și în același timp aș dori în această emisiune să ne îndreptăm către tematica populară. Să vorbim undeva cum eram odinioară la grădiniță, ghișitoarea mea. Imediat o să pună colegii burtiera și anume PNL la putere, ia ghiciți cine face avere. Așadar, să ne ghicească această ghicitoare, invitatul nostru din această seară, domnul deputat Gheorghe Pecingină. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Ia uite ce o să-i spun, PNL la putere, ia ghiciți cine face avere. Nu știu. Nu știu la ce vă referiți. Mi-aș dori să fac avere cetățenii români cu gândire liberală, investitorii, sau așa cum place mie să zic, și am zis-o și în plenul camerei, eroi acestor zile, antreprenorii români. Statistica am văzut, da, economia stă bine. Pe de altă parte, antreprenorii suferă datorită acestei pandemii de coronavirus, practic luptă pe metreze în fiecare zi. Dacă stăm și ne uităm ce înseamnă antreprenoriatul, în general, micile afaceri sunt cele care domină în momentul de față și care au probleme. Cum veniți dumneavoastră în spiritul acestor? Să știți că și mari contributori au avut un rol, mari contribuabili au avut un rol determinant pentru a depăși această situație și au plătit la timp contribuțiile și nu au ținut cont de facilitățile fiscale acordate de guvern și anume cele amânări la plată sau eșalonări. Și au plătit la timp și mari contribuabili, asta vă pot spune cu siguranță, chiar mai bine decât în anii anteriori. Rata de colectare este mai bună și stăm destul de bine din punctul ăsta de vedere. În sensul celor afirmate de dumneavoastră, aș vrea să vă întreb vis-a-vis de o situație delicată cu care ne confruntăm în județul Gorj, și anume complexul energetic Oltenia. Există foarte multă tevatură. Am avut un telespectator care m-a criticat că nu ia și amăgit pe oameni, deși acel plan de restructurare este afișat în cadrul dezbaterilor publice care există vis-a-vis de complexul energetic Oltenia. Ce facem cu acest gigant energetic? Pentru că de-a lungul anilor știam că se va ajunge în această situație, dar guvernele anterioare nu au trecut la măsuri, deși ar fi avut timpul, răgazul necesar pentru a face acest lucru, iar din potrivă, dumneavoastră v-ați trezit cu acest cartof fierbinte pe care încercați să suflați în el până să răcește, ca să spun așa, pentru a putea degusta din el întreaga așezare de aici, de la noi, din județul Gorj și, de ce nu, și din județele învecinate care sunt dependente de activitatea din complexul energetic Oltenia. Și pe această temă am avut o luare de poziție în Parlamentul României și am spus atunci colegilor mei de la AUR și de la PSD că au întârziat sau că sunt întârziați în discurs cel puțin, pentru că dacă făceau sau luau poziție, spre exemplu, ultima oară în 2015, în 12 decembrie, când a fost semnat acordul de la Paris, da? Cred că și, să nu mai spun de acordul de la Kyoto, care reglementează plata certificatelor sau schema certificatelor de CO2, care e mult și mai între mari poluatori s-au retras de acolo. Da, atunci am fi avut cu totul și cu totul altă situație. Dar cel puțin 2015, dacă puneam cărțile pe masă, să zic așa, și analizam bine situația, ne dădeam seama că urmează o perioadă dificilă, dacă nu chiar foarte grea pentru complexul energetic Oltenia și pentru zonele limitrofe complexului energetic Oltenia. Și atunci trebuia să înceapă o campanie de genul ăsta, să punem ceva în schimb, să creăm o alternativă în zonă. Nu s-a început, s-a pus batista pe țabal, ba la un moment dat în 2017, cred, când clamam ce profituri uriașe are complexul energetic Oltenia, iată că lucrurile nu au stat chiar așa și că au fost probleme tot timpul. Așa cum ați intuit și noastră, s-au răsfânt asupra noastră și încercăm prin fondurile de tranziție justă, planul de restructurare de la CEO, precum și prin PNRR, să încercăm să creăm o alternativă aici în zonă și să aducem o infuzie de capital. Totuși, din vechile conduceri care au existat și la PNL și la PSD, da, știau că se va ajunge până la urmă aici. Au avut nenumărate sectoare de activitate pe care ar fi putut să le potențeze în vederea exploatării și obținerii de profit și crearea de plus valoare pentru comunitatea noastră din Gorj. Pentru că dacă ne uităm din punct de vedere al așezării geografice, suntem oarecum văduviți pentru că o rută rutieră urcă foarte bine pe zona Orșovei și Meherințului pe acolo, iar cealaltă urcă pe Valea Oltului, pe la Râmnicu Vâlcea. De ce nu s-a pus nimic în loc, având în vedere potențialul agrar, zootehnic și de ce nu ansamblul Constantin Brâncuș pe care îl avem aici și nu-l valorificăm absolut de nicio culoare? Dacă ne-am uitat un pic la peste
locuință aici, în zona castelului Bran. Am vedea cum acea legendă din jurul acelui castel este exploatată din punct de vedere financiar extraordinar de bine. Vorbim acolo de pensiuni, hoteluri care primesc turiști, vorbim de micii producători locali care furnizează marfa în aceste hoteluri și pensiuni. Există acele piețe specializate în care vând diverse suveniruri. În schimb, la noi care avem operele primare ale marelui sculptor Constantin Brâncu și liniște și pace cu excepția celor doi vânzători de lozuri pe care îi văd constant de acolo, la care eu le-aș da o diplomă de excelență, nu văd absolut niciun fel de mișcare de marketing care să aducă plus valoare. Haideți să începem cu prima parte a locațiunii dumneavoastră și a întrebării, să zic așa, nu avem infrastructură. Acum, în această guvernare, se discută și am obținut finanțare pentru studiu, pentru autostrada Lugoș, de fapt era drum expres, dar premierul Florin Câțu ne-a promis și la Filiaș, în discuțiile private pe care le-am avut cu el, că va căuta să fie autostradă de la Filiaș, de la Lugoș la Calafat. E de fapt o continuare a culoarului european spre Bulgaria. Și lucrul ăsta se va întâmpla, deci vom avea o autostradă, nu trece prin Gorj, într-adevăr, dar trece, să zicem, prin județele învecinate. Dacă ne faci o pistă de bicicletă, nu suntem mulțumiți, că dăm la pedale până la Filiaș și e totul regulă. Avem și un drum expres, Craiova-Târgu Jiu, dar văd, de fapt Târgu Jiu, Craiova, dar văd că ne tot certăm și pe unde ar trebui să treacă. Unii ar vrea să treacă prin grădina lor, pentru, mă rog, anumite beneficii. Alții și-ar dori ca să valorificăm, să ne ajute la valorificarea zonei turistice de la Rânca și atunci se gândesc la un traseu cât mai convenabil pentru această zonă. Păi nu spargă și munții, că am văzut unde a fost de vrea să spargă munții, să treacă direct pe munți, da, în partea unii au vrut să spargă. Cu bor mașina, vă duceți așa frumos. Da. Aveți o firmă de construcții împartit pe acolo, pe la, mai în sudul județului? Nu știu, nu mă pricep la construcții, trebuie să recunosc. Colegii mei sunt răutăcioși, uitați, au schimbat bortierea cu cărțile pe masă, ce ne așteaptă în viitor. Deci am trecut de la ghicitoarea mea la oracole și la predicții. Depinde ce cărți, sper că vorbim de beletristică, nu vorbim de cărți de joc. Nu, vorbim mai din alea de joc și ne uităm acum fiecare ce are în mână, pentru că asta este specialitatea. Eu am un pix. Aveți un pix, da, cu pixul se pot face multe, pentru că în ăla stau bugetul, da, în ăla stau toate bugetele, în pixurile celor care se află la putere. Se pot face multe, nu? Cel puțin ordinea de zi la buget poate să stea, fiind președintele Comisiei de Buget de Camera Deputaților. Deci potențial de redresare avem în Gorj. Avem potențial de redresare. Trebuie să fim destul de smart sau de deștepți încât să nu mai folosim banii pe planuri de reconversie sau de incubatoare de afaceri și chestii de genul ăsta, că s-au mai întâmplat în trecut și am risipit banii. Banii trebuie să ajungă direct la oamenii care vor să facă acum, ceva. Domnul deputat, acum dacă eu vreau să fiu un pic răutăcios și vă și argumentez pe baza experienței, a existat acel plan RICOP de reconversie profesională, știm foarte bine, s-au tocat sute de milioane de euro, a existat acel plan de închiderea minelor, la fel s-au tocat sute de milioane de euro, exact. Deci dacă ne uităm în trecut, mă îndreptătește să cred că va fi un dezastru. În schimb, dacă extrapolăm și ne uităm la intențiile de viitor, ar trebui să stăm pe roze. Cum privim? Spre trecut sau spre viitor? Păi trebuie să nu ne uităm trecutul, ca să nu facem aceleași greșeli. Și de asta o spunem, eu cel puțin o repet și o să fiu foarte atent la chestiunea asta, să nu facem aceleași greșeli. Adică nu trebuie să irosim banii. Sunt destul de mulți oameni. Am făcut un calcul la un moment dat cu colegii mei, Dan Vâlceanu și Ion Iordache, ce s-ar fi putut întâmpla cu cei 500 de milioane care au mers pe certificatele de carbon la CEO dacă erau investiți în economia reală. Dacă antreprenorii din Gorj primeau, nu știu, niște granturi de 500 de mii sau de 1 milion de euro ca să facă, nu știu, 10-20 de angajări. Garantat aveam 10.000 de angajați și economia ar fi mers altfel în județul Gorj. Numai că trebuie să știi ce vrei să faci cu banii și dacă vrem să ne batem joc și să spunem că i-am folosit și pe hârtie să apară că i-am folosit, iar în economia reală să nu se regăsească sau, mă rog, să fie doar pentru un an, doi și să nu avem nimic producție, să nu punem nimic în schimb, putem să o facem foarte ușor și cum s-a făcut în trecut și cum amintați foarte bine. Exemplele sunt edificatoare din punctul ăsta de vedere. Dar dacă vrem să fim serioși, trebuie să găsim o soluție să fie în investiții în producție și în activități care să se perpetueze și să mențină un anumit număr de locuri de muncă de-a lungul timpului. Deci dumneavoastră, practic, trimiteți către zona de pragmatism, seriozitate și responsabilitate în gestionarea acestor bugete. Ați spus-o atât de frumos, nici eu nu puteam să spun. Nu, clasa politică, din nefericire, clasa politică denaturează oarecum sensul acestor lucruri care ar trebui să fie benefice pentru societate. Credeți că gradul de distorsionare a acestor fonduri va fi atât de mare încât să impieteze
implementarea lor, sau dimpotrivă o mare parte din acești bani vor ajunge exact către destinația lor finală și își vor spune cuvântul ulterior în valorificarea producțiilor locale? Mie mi-e teamă că procedurile greoaie, faptul că nu sunt, oamenii nu știu comunicarea către OAT-uri și cu OAT-urile, comunicarea cu oamenii de afaceri, va face ca gradul de absorpție acestor fonduri să fie unul destul de scăzut. Oricât ne-am străduit și oricât ne-am dori, avem așa mare birocrație în statul ăsta român, încât mi-e greu să cred, și încă de pe vremea lui Boloș, când era Marcel Boloș la Ministerul Fondurilor Europene, aveam această problemă, ne gândeam ce vom face, pentru că nu suntem capabili să absorbim, ca și Polonia, de exemplu, să avem un grad de absorpție de 90% a fondurilor europene. Ei au simplificat legislația, au venit cu controlare ulterioare, nu în timpul acordării fondurilor. Au fost mult mai lax în acordarea acestor fonduri, s-a implicat statul în a aduce la cunoștința cetățeanului pe ce poate să aplice, cum poate să aplice, să-i dea un ajutor. La noi, dacă mergi și întrebi, te trimite la consultant. Dacă, Doamne ferește, ai un consultat slab, s-a terminat povestea. Și cei de pe piață, majoritatea, din nefericire, sunt doar dăitori de facturi și de chitanțe. Da, pe de-o parte. Pe de altă parte, ați făcut această statistică a fondurilor europene, ați făcut această trimitere în această zonă extrem de nevralgică pentru noi, pentru societatea românească. Să știți că pe exercițiul financiar al fondurilor europene 2014-2020, gradul de absorție, o spun cifrele oficiale statistice, nu eu, a fost de doar 51%. În vreme ce, dacă ne uităm la vecinii noștri polonezi, ăștia au absorbit 167%. Adică din ce a rămas de la ei, alții au mai tras încă 67%. Da. Acum să-mi fie iertată întrebarea, că există ce ne-au. Ce au ăștia în plus față de noi? Chiar să zic eu ceva, dar nu pot să mă abțin. Exact acum. Asta au. Ce au în plus dacă iau exact 67% și doar 51%? Ascultați-mă, exact asta au. Nu merg pe prezumția că agentul economic este un infractor sau este un hoț sau este cum vreți dumneavoastră. Merg pe prezumția că agentul economic este este o entitate care face bine societății și care trebuie ajutat. Da? Nu merg pe prezumția că nu ți acord fonduri, că nu le vei folosi conform celor declarate, ci verifică la final, după ce le-au folosit. Sunt mult mai laxi în acordarea acestor fonduri europene. Și debirocratizați sistemul acesta de acordare a fondurilor europene. E foarte greu să debirocratizezi. Vedeți ce se întâmplă atunci când vrei să mai scoți din funcționarii. Nu e ministerul la dumneavoastră, asta e o mare problemă. Nu, să dau vina pe colegii de coaliție, nu o să fac asta, pentru că, mă repet, eu știu despre această problemă. Boloș încerca să creeze niște mecanisme și niște scheme care să fie mult mai simple și care să nu presupună, să zicem, atât de multă hârțitogăraie. Păi, și din schemele astea n-a identificat o braziliană de aia PAC, să o dea peste și gata, să multe, intre la dar, fondurile europene. Bine, cât mai pune în practică din ce a identificat Boloș. Vreau să spun că Boloș avea tot pe fonduri europene crearea la nivelul fiecărui județ a unui birou cu oameni din Ministerul Fondului care să aducă la cunoștința cetățenilor, OAT-urilor, Consiliilor Județene, fiecare program și fiecare proiect pentru ce este accesibil, ce axă s-a deschis, ce oameni pot să aplice sau ce agenții economici pot să aplice, ce OAT-uri pot să aplice pentru acele axe. Trebuie să aducem cumva la nivelul cetățeanului. Nu trebuie să așteptăm să vină cetățeanul să se intereseze. Trebuie să te duci tu în întâmpinarea cetățeanului ca stat și să spui, uite domnule, avem asta, dumneata că ești frizer, dumneata că ești cioban, crescător de animale, poți să accesezi asta. Nu trebuie să stau să aștept să vină omul, pentru că omul niciodată. Există și această teamă a oamenilor de a accesa fonduri europene. Chiar glumeam cu cineva la un moment dat și care e diferența între fondurile europene și fondurile guvernamentale. La fonduri europene e cu executare. La fondurile guvernamentale ai șansă la suspendare. Da. Da, deci cam era o glumă pe care... O glumă care o punem pe un schemă de neau de fiecare dată și justiția din România. Da, pentru că e o glumă și de asta și foarte mulți, auzi foarte mulți primari că se feresc de, în primul rând, este consultanți foarte buni. Și dacă nu ai consultanți, păi primarul ăla săracu, la ce are în cap, probabil se gândește, bă, cum ăsta e o fondurile europene, dar acolo stă la de la dumneavoastră să sară gardul, ce dracu fac? Nu trebuie să privim așa, pentru că nici ei nu sunt. Păi dacă așa privesc, ce să le facem? Nu. Mă repet, nu trebuie să-i privim pe oamenii care accesează ca și prezumtibil infractori, dar trebuie să avem... Acum le faceți un team building, îi strângeți pe toți acolo și să știți și că sunt utile și team building-urile pe aceste teme. Noi tot am încercat să aducem și oameni din Ministerul Fondurilor Europene atunci când am avut întâlniri cu primarii noștri pentru a discuta pe diferite axe și diferite probleme care se pot tivi. Ai noștri, din fericire, marea majoritate știu, au accesat și cred că vor accesa și în continuare și le vom da tot sprijinul posibil.
Deci una dintre soluțiile pentru redresarea economică a Gorjului, călare pe fondurile europene. Le prindem de urechi, le dăm bice și să vină cât mai mult. Vorbesc de munți, dincolo de munți. Uitați-vă la ce a putut să facă la Ciugut, de exemplu, primarul de la Ciugut. Da. Și multe alte localități din Ardeal. Tot pe fonduri europene. Inclusiv, mă rog, la Cluj și nu mai discutăm Oradea. Vorbim de oameni cu viziune, vorbim de oameni care au avut pragmatism și vorbim în același timp de oameni care au cunoscut atât de bine sectorul de accesare a fondurilor europene, încât nu le-a fost teamă de absolut nimic, pentru că odată ce s-a însușit această procedură, folclorul acela urban, domne, că te ia DNA-ul, că executare, că dragi, că lași, doamne, iartă-mă așa, nu mai are nicio legătură. Și în momentul în care au pus mâna pe acei bani și au implementat pentru societate, s-au convertit practic în prosperitate și în plus valoare pentru comunitățile pe care au fost desemnate să le reprezinte. Ați primit mesaj de la domnul premier Câțu, că știu că sunteți în tabăra lui domnul Câțu? Sau... Da, sunt în tabăra lui Florin Câțu. Și... Cum e acolo în tabăra lui domnul Câțu? E bine, e bine, sunt... E bine, căldurică, mâncărică, păpică. Nu mă refer la asta, mă refer la faptul că din ce în ce mai multe organizații sunt cu noi și cu premierul, sunt convins că în 25 decembrie va câștiga această bătălie internă. Lucrurile și din punctul meu de vedere sunt clare. Și nu pot să fie alb. Deci este Ludovic Orban un adversar sau nu este? Pentru că am văzut un membru de partid vașnic al dumneavoastră de aici care s-a pozat cu domnul Ludovic Orban chestii de greșenie, așa, politice. Mie mi-a plăcut foarte mult. Ei, o să vedeți. De mâine e în tabăra lui Câțu. Ar fi o mare tristețe, cred că, pentru domnul Ludovic Orban. Cum adică? Asta e informație în premieră. Până acolo, breaking news, da. Deci nu e nicio problemă. Și Ludovic Orban, suntem până la urmă în marea familie liberală. Acum e vorba de două moțiuni. O moțiune a lui Ludovic Orban, care are, mă rog, o viziune, și anume PNL-ul să fie un partid de lider, și o viziune a lui Florin Câțu, care merge cu o echipă la conducerea partidului și se discută despre o echipă și deciziile să fie luate în echipă. E un altfel, să zicem, de management politic și altfel o nouă viziune. De asta s-a și spus suflul nou. Sunt oameni care au activitate veche în PNL, dar care văd altfel lucrurile acum și se raportează la ce se întâmplă și în spațiul european. Există o virulență a taberelor Orban-Câțu sau există o campanie din aceasta de genul pumnul de fier în mănușa de catifea? Pentru că de multe ori am văzut declarații contundente, între ghilimele de rigoare, făcute și de o parte și de alta a taberelor. Inclusiv recent am văzut o declarație a domnului președinte Dan Vulceanu, dar o ajungem la ea și imediat. Fiind campanie electorală, chiar dacă e internă, lucrurile se mai agită, spiritele se înfierbântă și mai scăpăm câteodată și... Cât o zmetie așa, și pumnul, cu stânga, pumnul de fier din mânușa de mătase, adică mai scăpăm mai câteodată, da. Dar până la urmă, de pe 25 seara, vom fi aceeași echipă. Va fi aceeași frăție liberală, adică jucați Hora Unirii, fumați pipa păcii și treceți la treabă sau, din potrivă, scoateți iată ganele și mai puțin hai cu... Alexandru Lăpușneanu în varianta reload de 2021. Mai puțin cu fumatul, dar... Pipa păcii, cum... Hora Unirii... Păi și pipa păcii, nu știu ce avea, că erau cam fericiți oamenii indienii, cel puțin după ce fumau pipa păcii, erau chill, pe modul chill, nu mai aveau nicio problemă. Păi ce să mai, după ce terminați alegerile, pregătiți guvernul acolo să duduie, băgați cărbuni, ce mai rămâne păi de pe la Cion? Da, guvernul trebuie să funcționeze în continuare, pentru că nu trebuie să stea tot țara și lucrurile, de asta era și supra la un moment dat Florin Câțu, pentru că reformele promise și așteptate de români întârzie, unele trebuiau făcute și realizate în Parlamentul României. Din fericire, din vari motive, nu le-am realizat și atunci am hotărât ca unele dintre ele să înceapă, sau reformele să le înceapă prin ordonanțe pe care, mă rog, le va da guvernul fiind abilitat prin lege, chiar în ultima ședință înainte de vacanța parlamentară am adoptat o asemenea lege care să permită guvernului să guverneze prin ordonanțe. Stabilitatea asta guvernală pe care dumneavoastră o asigurați în momentul de față va fi una de durată, pentru că am văzut anumite deliri de orgolii, ca să-i spun așa, din partea PNL-ului la adresa USR, din partea USR-ului la adresa PNL-ului. Ce nu funcționează în această relație de colaborare? Sau sunt doar simple șicane, ca să spun așa, în spațiu public? Nu sunt șicane, sunt poziționări, pentru că Dan Vâlceanu a avut dreptate. În 2024, chiar dacă unii nu vor să recunoască, e un lucru evident, vom fi adversari politici. Lucrurile pot să degenereze și să fim mai devreme adversari politici. Păi nu ne dorim asta, dar se poate întâmpla. Și atunci fiecare se poziționează. Și eu am avut lor de poziție pe atitudinea unor colegi de la Gorj,
pe care i-am considerat mult prea populiști, pentru că să fii la guvernare, să votezi împotriva propriului guvern, să nu vii cu niște argumente plauzibile, mi se pare puțin cam deplasat, dar lucrurile se întâmplă în politică și trebuie să ne așteptăm. În 2024 vom fi adversari. Fiecare încearcă să se poziționeze și să-și materializeze șansele pe care le are acum. Și nu vă e teamă când din războiul acesta al declarațiilor între PNL și USR îi vezi pe ăștia de la ora așa, pion ca Speedy Gonzales, să duc între războiul dumneavoastră și... În ultimele sondaje, da, au depășit USR-ul, nu ne facem griji, sau ar trebui să ne facem griji, pentru că am văzut la Bombeșpiții, cred că și domnul Belger a depășit USR-ul. Și astea sunt răutăcios. Nu, la modul serios, nu poți să te joci. Nu trebuie să catalogați după ce s-a întâmplat la Bombeș. Sunt partenerii noștri de alianță și trebuie să fim atenți să se mențină cumva și să fie acolo, pentru că ai nevoie și 2024 de stabilitate. Și dacă tot vorbea domnul Miruță și spunea transitorul Dan Vâlceanu că nu există nici aceste 6 luni de guvernare fără USR, are perfectă dreptate și noi vorbim despre 8 ani de guvernare de dreapta și atunci avem nevoie de USR și ar trebui să fie mult mai atenți și mai pragmatici la ce se întâmplă și în teritoriu, nu numai pe Facebook. Asta a fost ceva în genul acum, în aplauzele asistenței, invităm studiul de casă, apar în platou, cam așa ați făcut-o. Haideți să luăm rapid o scurtă pauză de publicitate, după care revenim la dezbaterea noastră cu cărțile pe masă, ce ne așteaptă în viitor. Publicitate și revenim. Aqua Carpatica nu este singura apă extraordinară din România. Avem 60% din izvoarele Europei. Izvoare cu apă folosită terapeutic de acum 1600 de ani. Exportam apă la Constantinopol acum 800 de ani. Ape extrase de la sute de metri adâncime. Ape ce izvorăsc din păduri virgine sau ape premiate internațional. Avem și cea mai pură apă minerală din lume, iar apele din România continuă să se întreacă între ele. Încearcă noul izvor Aqua Carpatica, la fel de pur și cu gust unic datorat concentrației speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Denisa și Marius Logistic vă oferă servicii de logistică, depozitare, transport mărfuri generale și agabaritice. Denisa și Marius Logistic. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada 23 august, numărul 77C. Relații la telefon 0764 647 249. Ca
Cabinet Veterinar Vulchivet Târgu Jiu oferă servicii medicale și teste rapide plus tratament laborios împotriva unor boli și virus la toate speciile de animale. Dresaj canin, hrană pentru animale și diete veterinare, ecografie 3D și 4D, intervenții chirurgicale. Cabinet Vulchivet Târgu Jiu, strada Lungilor numărul 84, Dr. Milcu Bogdan, telefon 0764-052-073. Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, universitate de stat acreditată instituțional, organizează concurs de admitere studii universitare de licență și masterat admitere 2021-2022 la următoarele facultăți. Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, precum și înscrieri la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. Perioada de înscriere 8-23 iulie 2021, la sediul Universității din Târgu Jiu, strada Republicii, numărul 1, cât și online pe site-ul www.utgjiu.ro. Universitatea Constantin Brâncuș. Învățăm împreună, pregătim cariere împreună. Da, dragi prieteni, cu cărțile pe masă, ce ne așteaptă în viitor? Împreună cu dumneavoastră dezbatem acest subiect, ne găsiți în mediul online, pe Facebook, acolo. Accent TV vă stă la dispoziție cu toate întrebările și cu toate propunerile pe care dumneavoastră doriți să le înaintați către noi sau către invitatul nostru din această seară, deputatul PNL, domnul Gheorghe Pecingine, cu care am făcut o incursiune, ca să spun așa, în zona fondurilor europene, a complexului energetic Oltenia, și de ce nu o să-l transformăm un pic și în oracol în această seară pentru a vedea ce ne așteaptă în perioada următorilor 4 ani, pentru că o să vină în fața domnilor dumneavoastră să știți, să deconteze tot ceea ce spune în această seară, tot ceea ce s-a spus în campania electorală și toate planurile care există în momentul de față pe fondul de tranziție, justă pe PNRR sau pe zona de fonduri europene. Așadar, domnul Pecingine, cum vedeți dumneavoastră viitorul acestui județ atât de aspru încolțit, atât din punct de vedere geografic, cât și din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere al irresponsabilității policienilor care au fost înaintea dumneavoastră în funcții de înaltă conducere, mă refer atât la nivel județean, cât și la nivel... Nu doar cei care au fost, că putem și noi să... Păi nu, dumneavoastră preluați ștafeta. Acum au decontat în 2024. Să termen popular să dăm cu ăștia în gard, pentru că este o șansă care, pe care nu o vom mai avea, aceea de a fructifica banii care vin de la Uniunea Europeană. Fie că vin pe fondul de tranziție justă, fie că vin prin PNRR, fie că vin prin alte programe, trebuie să fim smart și să-i folosim așa cum trebuie pentru a dezvolta județul. Dacă îi folosim în business-uri strict pentru a ne trage ceva gologani pe dreapta, atunci lucrurile peste 5 ani va fi jale aici în județul Gorj. Să fim realiști, Gorjul, știți, era și o vorbă. Dacă ai un câine și vrei să-ți moară de foame, îl duci la Gorj. Niciodată n-a stat bine. Mineritul ne-a ajutat o lungă perioadă de timp, dar de prin 2012 a început să ne creeze și probleme. N-am fost atenți, sau am fost mult prea populiști. Am luat în calcul doar scorurile electorale, fără să ne gândim că, chiar dacă vom avea scoruri electorale bune, vorbesc în general de politicieni, lucrurile astea se vor răsfrânge în timp asupra societății din județul Gorj. Și atât că lucrurile așa s-au întâmplat. Dacă și noi, această generație de politicieni care suntem în Parlament și nu numai, ne vom urmări doar targeturi electorale, fără să fim capabili să tăiem
în carne vie, să zic așa, și să despărțim lucrurile, vom avea probleme și în viitor în Gorj. Și vor spune cei care vor veni după noi, exact ce a spus dumneavoastră, că deci, am fost niște inconștienți care am ratat șansa, am ratat momentul pentru a face ceva bine pentru județul ăsta. Deci un oarecare spectru sumbru planează asupra situației de viitor. Dar nu, dacă nu suntem responsabili și dacă continuăm pe o linie populistă și ne dorim doar să dăm bine la televizor, fără să ne gândim că ce se poate întâmpla după și după un ciclu electoral, vom avea probleme. Dacă deci demagogia o să vă coste dacă da, se da, va da, întâmpla exact asta. Unul la unul, doi la mână. Haideți să vedem cum a fost complexul energetic în Oltenia înainte și cum este în prezent și cum va fi în viitor. Dacă stăm și ne uităm cum era complexul energetic în Oltenia, vorbim aici de SLN-ul, termocentrala Rovinar, termocentrala Turceni, carierele pe care le înconjurau aceste complexuri și complexul din Craiova. Vedem o forță de muncă de peste 100.000 de persoane, în jur de 120.000, am înțeles, lucrau în anii 90. Așa, pe toate combinatele miniere. Mai vorbim în momentul de față de doar 12.000 de angajați. Cât și s-a furat domnul deputat dacă au dispărut 90.000 de locuri de muncă? Și industria conex, că erau construcții de mașini. Haideți să-l punem doar pe ăștia, că mă doare mintea dacă Grimex, mă gândesc la tot. Bun. Cât Urex, s-a furat din județul Gorj, domnul deputat, în toată perioada asta? Păi nu s-a furat, că am dat noi de bună voie. Uitați-vă ce firme au lucrat în complex energetic, sau mă rog, de la combinate până la complexele energetice. Acum vreți să aveți succes în afirmații, ca să nu, spun așa. Nu mă refer numai, vreau să mă refer la că majoritatea firmelor au fost din afara județului Gorj. Au fost din Mehedinți, au fost din Craiova, au fost din Vâlcea, au fost din București, mai puțin din Gorj. Firmele din Gorj nu au prea avut specialiști, să zic așa, din care să se ocupe de problemele din mine. Deci au dat mai singura bine cu ghiocul ăia din afară, nu? Supraviețuit și știți că la un moment dat au fost și acolo probleme, a fost Artego. La un moment dat se găsiseră niște deștepți să aducă din China. Erau dar în pragul falimentului atunci exact, când vorbim să reia să aducă și din China. Cred că am fost printre primii din clasa politică care am luat poziția atunci, pentru că mi s-a părut anormal. Ai o societate de asemenea calibru care a ajutat, atenție, nu numai din punct de vedere tehnic, complexul energetic Oltenia, și pentru asta a fost construit în mare parte, a avea linia tehnologică pentru a crea acele benzi transportoare foarte simplu. Dar ajută comunitatea, se ocupă și de social, Artego. Spre deosebire de alte firme care au uitat componenta asta socială. Apropo de ce ai spus de noastră, domnule deputat, vreau să vă întreb cum crezi că privești lucrurile aceia care s-au înfructat din sursele complexului energetic Oltenia și acum își trăiesc viața pe barosăneală să-mi fie îngăduit aceasta și stau și, cum credeți că privești? Și mănâncă o chiftea, nici mănâncă nu, un foaie grau. Nu-i interesează. Păi și nu este chiftea aia în gât când se uită la oameni ăștia care... Pentru că n-am fost noi și nu e vina lor, e vina noastră pentru că n-am fost atenți să tragem semnale de alarmă și... Mă rog. Păi stai, domnule, că nu ajuta nici vârsta atunci când ăia erau să înfructau, era zic o prostie ce făceam noi. Noi eram, mă rog, așa. Nu știu cum în țărână cu lopățica. Așa, da, colopățica. Când aia sifonau, da, milioane de euro. Da, așa, așa. Da, dar acum noi tragem ponoasele și noi suntem criticați. Am văzut chiar foarte mulți pensionari cu scuze de rigoare se înscriau, ați vândut fabricile și uzinele. Păi eu o să mă ierte Dumnezeu, cred că eram la școală când se vindeau fabricile și uzinele și dânsi erau în activitate, dar n-au reacționat atunci. Acum, vedeți, Facebook-ul ne ajută să ne este o problemă mentală la acesta colectiv cu ceea ce a primit moștenirea din trecut și cu care vă luptați noastră în prezent. Chiar dacă argumentele raționale stau toate în favoarea dumneavoastră, dar pe de altă parte această moștenire grea a trecutului atârnă acest mental colectiv foarte greu? Da. S-a pus ștampila politicieni sunt hoți, sunt mincinoși și e foarte greu. Dacă le spui lucrurilor pe nume sau spui adevărul, doare. Și toți vor spune că ai ceva împotriva. Am pățit-o eu de curând, am spus adevăruri, am spus cum stau lucrurile. Am evitat să fiu populist, puteam să o fac și să îmbrac într-o formă așa sclipitoare. Cu glamour așa, exact, să le ia ochii. Exact. Da. Și cred că din punct de vedere electoral aveam de câștigat, dar pe termen scurt. Pe termen lung trebuie să demonstrezi că ceea ce spui se întâmplă, trebuie să nu faci afirmații care nu au bază. Și eu cred în politica asta că lucrurile, dacă au un substrat, poți să le spui. Dacă nu, mai bine taci. Spunea Nicolae Iorga, tăcerea are glasul de înțelepciune. Ascultă-o. De multe ori e bine să tăcem. Dacă nu avem ce să spunem serios și aplicat, decât să spui prostii sau să spui ceea ce au spus politicienii în trecut, da? Au vândut iluzii, am constatat și lucrul ăsta. Da. Să știți că românilor, în marea parte, le place să fie mințiți. Le place să li se spună. Acum spun eu ceva, gura păcătosului adevăr grește. Deci vor să audă, să le alimentez cumva dorințele, speranțele.
Și atunci ei sunt mulțumiți de tine, chiar dacă tu nu faci nimic ca politician. Dar le-ai alimentat speranța și cu asta trăiesc. Partidele radicale tocmai asta exploatează, să știți. Da. În toată da, scena da, da, politică, da, da, da. Nu numai în România, am văzut, ci și în anumite țări. Exact pe asta sunt alimentate. M-am uitat la discursurile unor parlamentari de la partide din opoziție. Și am rămas siderat, ei nici nu știu despre ce vorbesc pe anumite legi. Da, dar exploatează anumite sentimentalisme exact, publice. Exact, și le storc exact ca polămâie în bazinul de partid. De ceea ce vorbeam, exact, despre asta vorbeam, le alimentează acestor oameni speranța și anumite dorințe și frustrări pe care le au. Și atunci zic, da, bă, ei sunt viitorul, cu ei trebuie să merg. Și constată la un moment dat că au fost înșelați. Dar din punct de vedere sociologic, este probat faptic că aceste partide sunt o anomalie, o excrescență pe trupul politic al țării, vorbind aici de toate tratatele din domeniu. Totuși, acestea proliferează în ciuda la anumite aparențe și în măsura în care regăsesc bazin electoral, îl exploatează atât de mult încât, pe măsură ce trece timpul, își valorifică atât de mult șansele încât riscăm să ne trezim cu ei la guvernare. Dacă păi uneori au ajuns la ce se întâmplă, asta vreau să spun, în anumite țări din Europa Occidentală, vedem în la Franța, unele lucruri greu pierdut, de controlat. Au pierdut, dar, mă rog, există acest risc și dacă partidele, să zicem, tradiționaliste sau tradiționale nu sunt populate cu oameni serioși, există acest risc. Am văzut o aripă din PNL, a reînviat semănătorismul între ghilimele de rigoare, da? Am văzut, conform statisticilor oficiale, 60% electorat ar vota un partid axat pe valori tradiționale. Am văzut schimbarea discursului al lui domnul Ludovic Orban dintr-o dată cu domne, familia, așa, haide să facem anumite jurăminte pe Biblie. Mi se pare oarecum asimilat cu gestul care l-a avut Victor Ponta cu Biblia. Vă fac o mărturisire. Eu, din cauza emoțiilor, atunci când am depus jurământul, nu am pus mâna pe Biblie. Pur și simplu din cauza emoțiilor. La prima oară când eram la tribună, era pentru mine chiar am considerat că e o chestiune foarte importantă. Fiind foarte atent să citesc bine jurământul, nu am pus mâna pe Biblie. Cu toate că la final am spus așa să-mi ajute Dumnezeu, nu, deci nu a fost o chestiune conștientă, să zic așa. Și eu sunt credincios, nu sunt habotnic, dar sunt credincios. Nu pot să catalogez un om doar pentru că nu ține Biblia cu el. Sunt destui care țin Biblia, care predică Biblia și care greșesc și păcătuiesc destul de grav. Așa că, din punctul ăsta de vedere, nu sunt de acord cu Ludovic Orban. Avem opinii diferite și aici, deși și eu am fost pentru referendum, am militat pentru referendum, dar nu sunt de acord să punem ștampilă oamenilor doar pentru faptul că nu poartă Biblia sau o iconiță în portofel, nu? Că sunt destul. Și am văzut, pușcările sunt pline de oameni care se roagă și când ies afară, comit niște atrocități abominabile, da. Deci nu trebuie să catalogăm oamenii după, mă rog, habotnicie. Apropo de zona asta religioasă în care ați intrat dumneavoastră, de regulă este valorificată din punct de vedere electoral. Dar să știți că oamenii mai au așteptări și de ordin material și în același timp generațiile care termină acum liceele sau universitățile și ies de pe băncile facultăților așteaptă să se angajeze aici în zonă. În momentul în care nu-și găsesc un loc de muncă sau o identitate aici pentru a-și o construi în următoarea perioadă, se orientează către marile centre urbanistice din România sau alții dimpotrivă pleacă în afara granițelor. Ce puteți face dumneavoastră pentru a-i menține aici, în încercarea de a valorifica tot acest potențial activ pe care îl avem acum în România, dar pe care, dacă nu suntem atenți, îl vom pierde în perioada următoare cu certitudine. Dacă ne uităm și la forța de muncă, să nu uităm un deficit de atenție al patronilor, deficit de atenție, nu știu, e un termen destul de ușor gingaș, să-l spun. Aș folosi altul, dar tot în zona eufemistică prefer să stau, da? Spuneau patronii în general, poți să pleci, că nu e niciun fel de problemă. Vorbim de cei care lucrau în alimentație publică, în micile magazine, da? Poți să pleci, nu e niciun fel de problemă. Mai sunt încă 10 la ușă care așteaptă să se angajeze în locul tău. Ia câte că s-a ajuns în momentul în care nu mai găsești nici măcar unul care să le angajeze. În foarte multe domenii se caută forță de muncă și apropo de asta, să-i felicităm și noi pe tinerii care tocmai au luat bacul și burjul destul de bine. Avem și notă de 10. Spre deosebire, uite, la Cluj, unde nu e nicio notă de 10. La da, ca de obicei am văzut foarte bine la Spenea și la Turbura. Avem și la Mătăsari o notă de 10, ceea ce este la bacalaureat este de îmbucurător. Dacă avem resurse în Gorj, resursa umană e cea mai bună. Și vreau să vă spun, dădeam exemple, m-am trezit în ministere, mergeam la discuții din postura de secretar de stat, de exemplu, și oamenii cei mai smart de acolo
constatam cu surprindere și plăcere că erau gorjeni. Copii care au ajuns directori, ministere, pe unii chiar le cunoșteam familiile și am fost foarte mândru. Și sunt foarte mândru. Sunt oameni în poziție cheie. Uite, de exemplu, ambasadorul Norvegiei care o să vină mâine în Târgu Jiu este gorjean. Este în corpul diplomatic de foarte mult timp, este un specialist în domeniu și este gorjean, la fel, un gorjean foarte mândru. O parte a acestor... Deci de pe praierile gorjului, da, pe marurile Dâmboviței. Putem, da, vorbi și, de o realizare profesională. Și nu numai, o să facem și, o emisiune și în Timișoara. Și în Timișoara, da, pe marurile Begăi atunci, acolo facem pe marurile Begăi. Timișoara și mai nou și Clujul, suntem, copiii noștri sunt... Dom'le, dar știți cum ne zic aia din zona aia acolo? Brazilieni. Brazilieni, da. Da. Nu, dar uitați că cu brazilienii s-au dezvoltat toate centrele astea urbanistice, chiar dacă ne iei așa în tărbacă. Mă repet, suntem foarte buni. Acum, scuzați-mă, comparație poate grosieră așa, dar Constantin Brâncuș, dacă rămâne în Gorj, nu știu dacă ajungea un mare sculptor. A trebuit să ajungă la Paris ca să devină ce a devenit. Așa că și tinerii, cei care sunt smart și foarte smart, merg în centrele astea mari universitare, rămân acolo, mulți pleacă peste hotare. Acum, alții ar vrea să rămână acasă, dar din nefericire puterea economică a Gorjului nu mai permite acest lucru. E una care se vlăguiește de la o zi la alta. Noi așteptăm ca dumneavoastră să puneți ceva în loc. Vorbim de un guvern PNL, vorbim de o administrație la nivel municipal PNL, administrația județului este într-adevăr în ograda cea veche, ca să spun așa, tot băieții de acolo sunt la butoane, dar așteptăm un suflu nou, cum spuneți dumneavoastră, să vedem ce se va întâmpla, pentru că 2024 este aproape. Timpul de implementare a celor proiecte este foarte redus și cred că toată lumea se uită cu încredere și cu speranță către dumneavoastră, în speranța de a face ceva pentru a înlocui această economie a compresiei energetice Oltenia, pe care am moștenit-o din ultimii 30 de ani, și să puneți ceva în loc. Cred că, slavă Domnului, aveți nenumărate resurse pe care puteți exploata. Da, avem și aveți perfectă dreptate. Din, nu știu dacă din fericire sau din nefericire, pe umerii acestei generații de politicieni a picat povara de a pune ceva în loc complexul energetic Oltenia. Și cu riscul de a mă repeta, trebuie să fim foarte atenți ceea ce facem și ceea ce ne dorim. Ne dorim praf în ochi sau ne dorim o chestie clădită pentru viitor? Eu prefer lucrurile mai greu realizabile, dar care să aibă o durabilitate în timp, spre deosebire de lucrurile care dau bine, dar care nu durează foarte mult. Operele lui Brâncuș, cum le putem valorifica din punct de vedere al marketingului? Dacă nu, da, ne-am adus aminte acum, colegul meu Iulian Popescu chiar duce o campanie și în media europeană și cu avocați, cu consultanți, pentru a recâștiga pentru municipalitate dreptul asupra operelui Constantin Brâncuș. Știm foarte bine că Fundația Radu Varia, la un moment dat condusă de Radu Varia, avea aceste drepturi și, cum bine știm, noi nu vindem niciun suvenir care să aibă legătură cu operele, chiar dacă alții, dădeți exemplu Castelul Bran sau alte zone, știu să valorifice foarte bine și pot să valorifice foarte bine operele pe care le au. Noi nu putem din nefericire, pentru că unii în anii 90 n-au fost atenți. Sau nu și-au dorit să fie N-au atenți. Fost atenți sau au privit în altă parte în mod premeditat. Acum nu vreau să-i judec eu. A fi neatenți, eu zic că e din culpă, ca să spun așa, la circunstanțe atenuante. A se uita premeditat în altă parte, acolo vorbim de o altă încadrare, ca să spun așa. Da, vorbim de intenții. Da, și ea e pavat cu bună intenție. Aici nu vorbim de bună intenție. Trebuie să am încredere în inițiativele lui Iulian și sunt convins că în perioada următoare vom câștiga pentru municipalitatea aceste drepturi. Am văzut până acum nenumărate centre de-astea, Brâncuși și instituții bugetofage care au mâncat miliarde și miliarde și miliarde. Stăteam, mă uitam, vedeam diverse acțiuni de-astea, sesiuni de comunicare, vorbeau ei între ei, dar în punct de vedere să există un marketing solid și de pe timp îndelungat pentru a valorifica tot ceea ce există, acest vreau potențial. Vreau să spun, da? Ceva, că m-am uitat și la Brâncușoloci și văd că numai trebuie să ai barbă, să ai ochelari, da, să fii... Stai, că Constantin Brâncuș nu a făcut operele, și nu mă refer doar la operele de la Târgu Jiu, nu le-a făcut pentru specialiști. L-a făcut pentru noi, pentru oamenii simpli. Da. Exact asta. El însuși, fiind un om simplu, până la urmă,
Dar uite, așa suntem noi. Ați atins un punct sensibil. Sunt de vină elitele intelectuale pentru faptul că s-au izolat, s-au pus așa într-o zonă din asta, într-un palat de cleștar, în care se uită oarecum superior la noi masele de oameni simpli care suntem oarecum în lipsa unui far, călăuzim destul de rătăciți în această lume a meandrelor concretului, ca să spun între ghilimele de rigoare, în termenul lui Tătuca Ilici, da? Și nefericire, în meandrele astea concretului rătăcim de ani de zile datorită că elita asta intelectuală refuză să interacționeze cu noi și să ne ofere un ideal național în baza căruia să putem și noi funcționa. Eu vă întreb, ce înțelegeți prin elită intelectuală? Că dacă profesor universitar, Academia Română aici, și etc. La faptul cum se ajunge în ziua de astăzi profesor universitar și am dubii la modul cum se ajunge academician. Bine, domnule, așa, haideți că nu mai spun. Da, specialiștii sau, mă rog, elitele, am mari dubii că mai avem elite în ziua de astăzi. Păi, ok, am văzut că scrie unul așa, îi le dă lui ăla, stă să uite, citește, exact. Dă altceva. Mie mi se pare că te implici în viața cetății. Viața cetății le lipsește cu desăvârșire, dar în schimb, resursele financiare le sunt pe plac acum, să-mi fie iertat acest lucru. Păi, dacă tot ești elită intelectuală, vino și adu un plus valoare pentru oamenii aia care sunt oamenii cetății și care pun numărul să muncească zi de zi ca să prospere acea societate. Că e vorba de la cel mai mic sat, cel mai mic cătun, da? Până la municipiul, reședința de județ și până la capitala țării. Da, aveți perfectă dreptate și cred că îndepărtarea asta a elitelor, hai să le spunem elite, a creat o breșă. Dacă la un moment dat spuneam și vorbeam despre faptul, dau un exemplu, teatru. Foarte multă lume spune, domnule, la teatru se merge la costum, domnule, numai un anumit tip de oameni merg la teatru. Uitați-vă la festivalul de la Sibiu. Da, au dus teatru stradă, da? Și o chestie extraordinară și fantastică și atrag din ce în ce mai mulți oameni care vor să vadă teatru și ulterior intră și în sala de spectacole. Dar trebuie să-i aduci, să-i atragi pe oameni. Cum îi atragi? Păi Sibiu are un marketing. Sibiu știu ce înseamnă industria asta de marketing, spre deosebire de noi care nici măcar ABC-urile nu l-am învățat. Da, știu și oameni competenți în și specialiști în domeniu în primăria municipiului Sibiu. Trebuie să învățăm și noi lucrurile astea și cred că... Păi de ce nu putem să luăm, că nu mai inventează nimeni roata la care, nu mai inventează nimeni apa caldă. De ce nu luăm acum copy and paste? Că suntem în epoca copy and paste, da? Ne-am uitat la unii cum au făcut, că au avut consultanță de city branding, de nu știu, de au plătit 9 milioane sau 10 milioane de euro, ne uităm că acum ce au implementat în diverse astfel de centre urbane și aplicăm și noi după capul mintea și asemănarea fiecăruia. Și cred că nu ne-ar costa atât de mult, da, să ne mai strofocăm că nu avem bani în buget, că nu avem personal, că nu avem resurse. Ne uităm la aia în ogradă ce au făcut și încercăm să imităm și noi, că până la urmă învățarea are la bază imitația. Perfect, perfect de acord cu dumneavoastră. Chiar mă gândeam că, uite, vorbind de Sibiu, am avut aici la Târgu Jiu reprezentanții, mă rog, unei anumite prezle care voiau să facă un festival internațional. Nu s-a putut la Târgu Jiu, dar s-a putut la Sibiu și au delegați din 36 de țări și foarte multă popularitate și pentru Sibiu. Primăria și municipalitatea de acolo au fost chiar încântați să organizeze un festival internațional și erau bucuroși că au scăpat de pandemie și că o să le vină foarte mulți vizitatori. Însemna bani la bugetul respectiv. Așa se întâmplă. Ei știu să facă, să-și vândă marfa, să-și vândă orașul, să-și-l marketeze și să-și-l scoată pe piață. Dumneavoastră faceți comparații oarecum fortuite și anume Sibiu este un centru urban mult în fața noastră, dar hai să ne uităm la noi în Oltenia. Craiova, nu mai vorbim în cetatea Păniei, da, capitala Olteniei e mult în fața noastră. Ușor, ușor Râmnicu Vâlcea ne-a cam luat fața. Drobeta, Turnul Severin galopează destul de puternic, cred că suntem umăr la umăr, dar într-un an, doi ne iau și ăștia fața. Am mai rămas să ne batem cu Slatina, calea, și în Slatina sunt investiții foarte mari. Termina calea eroilor și la noi se vor schimba lucrurile și din punctul ăsta de vedere. Când? În anul 2047? Nu, cred că se va termina mai repede. Sincer să fiu, n-am mai avut discuții cu Marcel Romanescu pe tema asta. Deși păi de zile întregi n-am văzut decât unul, doi care lucrează pe acolo, adică din ce ar fi trebuit să fie o forfotă generală. Din câte spunea el, se va termina mai curând. Se va termina, ce, se va relua de la zero tot sau se va fi? Nu, se va termina, se vor termina lucrările pe calea eroilor. Da, să sperăm că este gura de oficie necesară a unui nou început, să sperăm că vor exista până la urmă metode din aceasta de valorificare din punct de vedere al marketingului, toate resursele pe care le avem în municipiul Târgu Jiu, dar pentru asta este nevoie de oameni pregătiți, este nevoie de bună credință, este nevoie de viziune și este nevoie de acea deschidere către toate celelalte centre care au implementat astfel de proiecte. Credeți că voți reuși, având în vedere că Marcel Romanescu este primar PNL, să întruniți toate aceste condiții sau o să vă împiedicați de o mică birocrație aici, una acolo și vom vedea după aceea ce se va întâmpla.
Nu știu dacă va reuși să implementeze toate proiectele, dar mare parte dintre ele da, pentru că sunt deja în curs de, s-au demarat procedurile, de exemplu la bazinul acoperit, la renovarea casei de cultură. Deci lucrurile sunt în linie dreaptă și se vor finaliza în acest mandat al primarului Marcel Romanescu. Pare, mă rog, proiecte ambițioase, Marcel, și sper, alături de Calea Eroilor și de multe alte lucruri, să le finalizeze. Am emoții cu centura, dar nu depinde de Marcel Romanescu. Asta drumul de centură, centura de siguranță, dar mașină, adică când vom mai merge centura de siguranță? Nu, centura de siguranță, merge drumul de șoseaua de centură. Nu am emoții foarte mari, pentru că firma care construiește sau care câștigă licitația are probleme. Apropo, cum vă jucați cărțile pe masă, că am ajuns aproape la finalul emisiunii pentru 2024, nu știu, aveți în mână careu de ași full sau 2-2 și 3-3 ari și nu, nu știu, acum, cum o să vă jucați campania electorală? Acum ce aveți în mână? Toate cărțile, avem pachetul de cărți. Dragi, asta este casa! Acum le împărțiți, da. Acum le amestecăm, da, nu, dar se bat cărțile și urmează să fie împărțite. Cum vom ști să ne jucăm, sau mă rog să ne jucăm, cum vom ști să fructificăm cărțile pe care le vom primi fiecare, așa de bine vom lua potul la final. Deci potul se joacă în 2024. Mulțumesc pentru participarea din această seară, deputatul PNL, domnul Gheorghe Pecingină. Atât despre ceea ce ne așteaptă în viitor, atât despre emisiunea cu cărțile pe masă din această seară de la Accent TV. Vă mulțumesc, dragi prieteni, că sunteți care fiecare dată alături de noi și pe Accent TV. Rămâneți în continuare alături de programele noastre pe acest post TV și nu uitați să ascultați și muzică bună pe sufletul dumneavoastră la Radio Accent. O seară cât mai plăcută!